lui. În dosar a fost reținut și omul de afaceri Daniel Ștefănescu, top 300, fondatorul Gersim Impex. Ștefănescu a fost plasat sub control judiciar în dosarul de înșelăciune în domeniul imobiliar care vizează complexurile de locuințe White Tower și City Gate din Ploiești. Andrei Volosevi și Virgiliu Nanu sunt promotorii acestei inginerii financiare prin care oamenii, cumpărătorii de bună credință, au fost lăsați pe drumuri și păgubiți cu zeci de milioane de euro. Surse anchetatorii.ro mai susțin că la departamentul de urbanism, ca să urgenteze actele la complexurile din locuințele White Tower și City Gate, Virgiliu Nanu dădea ordine personal și indicații celor din cadrul OCPI Prahova și din primăria Ploiești, ceea ce duce la concluzia că omul avea un interes direct acolo în momentul în care suni să vezi care-i starea actelor și să urgentezi toată hârsogăraia care trece prin urbanism. În dosarul White Tower, instanța a dispus ca omul de afaceri Mihai Lupu, avocatul Vlad Nichita și notarul Radu George Tudose să fie arestați preventiv pentru 30 de zile. Curtea de apel Ploiești a decis prelungirea măsurii preventive la cererea procurorului de caz. În același dosar, Mărioara Lupu, reprezentant al dezvoltatorului imobiliar, a fost plasat în arest la domiciliu și are interdicție să vorbească cu fiul ei. Virgiliu Nanu, implicat direct la intabularea fermei dacilor și escrocheria White Tower. Primarul Volosevici ar urma să fie reținut de către DNA. Virgiliu Nanu, fost șef la OCPI, actualmente prefect de Prahova din partea PSD și candidat la postul de șef al Consiliului Județean Prahova, este implicat în tot felul de escrocherii care mai de care mai colorate. Nanu este exponentul puterii absolute și corupte în județul Prahova. Virgiliu Nanu execută ordinele baronului PSD Mircea Cosma și are grijă ca firmele acestuia să beneficieze de contracte cu statul. Când a fost șef la OCPI, el s-a preocupat personal de intabularea fermei dacilor. Nanu chiar a semnat personal această intabulare, care se face totuși în anumite condiții. Ca să intabuleze acel complex de la ferma dacilor, era necesară depunerea unei documentații destul de stufoase, însă Virgiliu Nanu a făcut-o doar pe baza unei expertize, ceea ce înseamnă că a forțat sau chiar a încălcat legea. Cetățenii din Tohani ne-au transmis că Virgiliu Nanu participă în mod constant la numeroase chermeze și lua masa în mod constant la ferma dacilor, fiind prieten cu patronul Cornel Dinicu. Virgiliu Nanu anunță senin după incidentul de la ferma dacilor, incident în urma căruia au murit 6 persoane, că Dinicu a intrat în legalitate în toamna anului 2020 printr-un raport de expertiză și un certificat de edificare a construcției. Ceea ce a uitat să spună publicului domnul Virgiliu Nanu este că Dinicu a reușit să intre într-o așa zisă legalitate cu ajutorul documentelor emise de șeful OCPI Prahova, recte Virgiliu Nanu. Virgiliu Nanu este original din celebra comună Cornu și bineînțeles a fost ajutat să intre în politica mare de celebru primar PSD de Cornu, Cornel Nanu. Cornel Nanu este unchiul lui Virgiliu Nanu. În tragedia ferma dacilor, totul a fost pus în cârca lui Cornel.